Handbalista Andreea Mihar devine o handbalistă din ce în ce mai completă în Liga Florilor. Pentru severineanca de la HC Zalău, actuala ediție de campionat, i-a adus locul de titulară și între timp a devenit o jucătoare de bază în sistemul tactic gândind de Gheorghe Tadici. Conferirea acestor reușite au venit grație evoluțiilor din ce în ce mai bune. O demonstrație a fost în cel mai recent joc, cel de joi seara cu CSM București, când severineanca în vârstă de doar 22 de ani a fost cea mai eficientă jucătoare a zălăuancelor. Mihar a marcat atât din faze fixe, dar și de la 7 metri. Mihar, 11 la 7. Mihar, 2 minute eliminare. Iată faza. Deși adversarii a fost o echipă de top, HC Zalău a avut multe momente când a fost superioară. A condus la 4 goluri în prima repriză și a fost în avantaj chiar și în minutul 53 la 22-21. Experiența lui Cristina Neagu a fost însă decisivă, internațională marcând 4 din ultimele 5 goluri ale Bucureștiului. S-a terminat 24-26, iar sălăjencele rămân cu regretul că au fost la câteva secunde de obținerea unui rezultat pozitiv în fața campioanei antitră. Cu 11 goluri marcate, Cristina Neagu a fost cea mai bună marcatoare a meciului. De la HC Zalău, cele mai multe goluri le-a reușit Andreea Mihart. Handbalista este fiica fostului divizionar A la fotbal, Cornel Mihart.